Municipiul Toplița, situat în județul Harghita, la poalele munților Călimani, este mai puțin cunoscut pelerinilor în căutare de locuri sfinte, dar numai puțin valoros în ceea ce privește bogăția spirituală și istorică a așezămintelor monahale de aici. Mănăstirea cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tezliteanul este unul dintre locașurile de cult ce își merită titlul de monument istoric. Pe locul unde acum se află mănăstirea Toplița, a copilărit odinioară primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea. Biserica a fost construită în satul Stâncen la anul 1847 de către preotul Gheorghe Ojică cu fiii lui Ioan și Ștefan, care erau și cioplitori de lemne și după priceperea lor au edificat această biserică în satul Stâncen. Și a funcționat ca biserică parohială până în 1910. În 1910, credincioșii din Stâncen nu mai încăpeau o biserică, erau nevoiți să-și facă o altă biserică, nu aveau spațiu, trebuia să demoleze această biserică. Primul patriarh al României, auzind despre această veste cu biserica că trebuie demolată din Stâncen, în 1910 el era episcop al Caransebeșului și pentru că el s-a născut aici în Toplița, știa despre valoarea acestei biserici și atunci a cumpărat-o la credincioși din Stâncen cu gândul de a o face grobniță pentru părinții săi. Vechea bisericuță de lemn este punctul central al așezământului monahal. Mănăstirea noastră, până la înființarea episcopiei Covaznei și Harghitei, a avut grijă de județ, mai ales de județul Harghita, de toate parohiile unde nu mai aveau preoți. Pentru că până la înființarea episcopiei de Covazna și Harghita, nu eram așa de ocrotiți cum suntem acum cât este episcopia și foarte multe parohii care erau mici, cu 20-30 de familii, ei nu aveau preoți, iar mănăstirea de aici, călugării plecau și le făceau slujbe de măcar de Paște, de Crăciun. Biserica a fost sfințită la 10 octombrie 1928 de ctitorul ei, Patriarhul Miron Cristea. Se împlineau 10 ani de la Marea Unire în 1928 și este actul de constituire efectivă a mănăstirii Sfântului Ilie din Toplița, octombrie 1928. Sigur că de atunci complexul monahal s-a extins, au apărut alte clădiri. În 1984 a început și construcția paraclisului, biserica nouă, da, sub formă de paraclis și ceea ce vedem astăzi, acest complex monahal deosebit, cu piatra de temelie pusă de primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Biserica de lemn, declarată monument istoric, este un edificiu simbol al mănăstirii Toplița și al credincioșilor din această zonă a țării. Ansamblul monahal cuprinde și un muzeu cu o bogată colecție de icoane pe sticlă și o bibliotecă.